Pentru arhitecți și designer de interior, scenograf sau artiști vizuali, există oportunitatea de a se face cunoscuți prin evenimentul El Decoration Romanian Design Award. Competiția este susținută de către Noblesse Interiors, Hanner și Antonescu PR. Cu această ocazie, designerii și arhitecții s-au bucurat de atmosfera unică a showroom-ului Noblesse Interiors, găzduit într-o clădire istorică din 1881. Avem în seara asta 7 premii. Vrem să vă spun că au fost 140 de proiecte înscrise de la an la an, sunt din ce în ce mai bune, ne-a fost aproape imposibil să alegem pe ăla. Toți au fost absolut minunați. Vreau să-i mulțumesc echipei Noblesse care ne găzduiește în această seară, nu doar pentru că este sponsorul acestei competiții, dar și pentru că a salvat această casă. Vă știți, Noblesse Interiors este astăzi o referință în ce înseamnă designul de interior și nu din întâmplare este și partenerii de cu acest an. Și n-am făcut decât în ultimii 10 ani să ducem designul din România la un alt nivel. Este o casă care astăzi este un centru al designului și o spun cu foarte mare mândrie. Este un concept unic de showroom cu care România și eu mă mândresc și echipa Noblesse ne mândrim că am reușit să facem acest lucru în București, în România. Și această casă este deschisă clienților, este deschisă voi, arhitecților, care sunteți în căutarea de soluții, de produse, de branduri autentice, frumoase, importante și care doriți să le folosiți și să le recomandați în proiectele voastre. Câteva cuvinte! Biblioteca Hub a fost un punct de atracție datorită aspectului industrial, ideal pentru întâlnirile între designer și clienți, fiind un spațiu destinat documentării, conferințelor și workshop-urilor. Succesul fiecărui eveniment găzduit de către Palatul Noblesse se datorează pasiunii pentru frumos, artă, inovație, direcții de viață dorite din ce în ce mai mult în toate domeniile de activitate.